Bună seara, bună seara, dragii mei dragi! Live-ul de duminică, primul din acest an. Primul live de duminică din 2021. La mulți ani tuturor! Nu știu cum ați pășit voi în acest an. Da, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Voiam să vă întreb cum ați pășit în noul an și am primisem un mesaj și cumva m-am deconectat. Bună seara, dragii mei, și la mulți ani! Și am o stare foarte frumoasă. Am intrat în acest an cu foarte mult optimism. Astăzi, să zic, a fost așa o zi în care am avut așa o stare un pic mai mellow, mai liniștită, dar în rest am fost foarte energică, foarte energică zilele astea. Sunt foarte fericită să încep live-urile de duminică pe acest an. Sper ca în acest an să reușesc să intru duminica, așa cum mi-am promis, așa cum mi-am setat și anul trecut, dar anul ăsta am zis gata, mă țin de cuvânt, nu mai intru lunea, nu mai intru în altă zi a săptămânii, vreau să mă țin de treaba asta, să intru doar duminica și să intru în fiecare duminică. Da, am emoții, dar nu știu de ce am emoții, mă rog, o să-mi treacă. Am pentru voi o poezie tare interesantă, pentru că se numește Cu mine și am mai scris în acest registru, am mai avut poezie așa, dar parcă asta cumva vine și odată cu încheierea anului trecut, ca o rezoluție așa. Am să vă spun poezia, după care văd ce stare mă încarcă, ce să vă mai povestesc. Mi-am pregătit lumânărica aici cu mine, miroase foarte frumos. Am aprins și niște Palo Santo. E o stare foarte frumoasă, de câte ori tămâiez sau aprind niște lemn sacru. Ar trebui să încercați și voi, dacă încă nu ați încercat. Ajută foarte mult la starea de meditație. Să-mi spuneți dacă e muzica prea tare. Poezia cu mine. Eu am decis. Mă aleg pe mine. Poți să fii tu comoară, prinț, castel. Cu mine am venit aici, cu mine am treabă. Cu mine stau până la final de drum. Văd, ești deosebit și sclipești tare. Atragi privirea tuturor în jur. Faci pe oricine să te vrea în casă. Dar de te scutur ești dâră de fum. Ești parte din iluzia exterioară. Ați orbit omenirea ani la rând. Strălucitor, dar lipsit de substanță. Doar mintea mea te vrea, nu sufletul. Sufletul e împăcat, n-are nevoie. Sufletul este nici bun și nici rău. Tu mergi cu mintea de unde ai venit. Rămân cu mine. Cu mine rămân. Amin. Și mulțumesc că m-ați ascultat. Am postat astăzi, în cazul în care nu sunteți încă membri pe grupul One Soul Community România, vă invit cu mare drag acolo.
Și am postat astăzi o imagine cu un leu, un mic videoclip, un leu așa care stă în bătaia vântului și sunt câteva vorbe scrise acolo, ceva de genul mai bine singur decât să te lași rănit, decât să fii rănit. Cred că despre asta vreau să vorbesc, și această poezie și acea imagine. Eu am postat-o râzând, acea imagine cu leul și cu... De ce? Pentru că trebuie să înțelegem că este vorba despre noi în călătoria asta și lucrurile care nu ne plac în jurul nostru, tot ale noastre sunt și tot noi suntem. Și a da vina pe ceilalți sau a judeca nu e o soluție. A te izola la fel, crezând că așa ești salvat și că nu vei fi rănit, așa cum scria pe acel videoclip, iar nu cred că este o soluție. Cred că, dimpotrivă, ar trebui să lăsăm oamenii să vină către noi și oglinzile se schimbă. La fiecare nivel vin alți oameni în viața noastră, alți oameni care să ne arate pe unde ne aflăm și e chiar interesant, din punctul meu de vedere, să te oglindești în ceilalți și să vezi ce fel de oglinzi ai la acest moment în viața ta, ce fel de oameni ai în viața ta. Sunt perioade când nu ne place ceea ce oglindim, când oamenii din jur încă ne mai arată lucruri pe care noi nu le-am vindecat și avem tendința să credem că, vai, dar ce am făcut eu să merit numai astfel de oameni? De ce atrag tot timpul în viața mea oameni care nu sunt de cuvânt sau oameni care nu sunt punctuali sau oameni care spun una și fac alta? Este vorba tot despre noi, dragii mei. Nu e niciodată despre ceilalți. Este vorba despre noi și cu cât lucrezi mai mult la tine, la a te alinia cu ceea ce ești, lași sufletul să se ocupe și să fie și mintea să se joace cum vrea ea, dar să fie observată, și atunci se întâmplă ceea ce trebuie. Încep să apară în jurul tău oameni de un alt calibru, să zic așa. Oameni care se țin de promisiune, care îți oglindesc părțile tale frumoase și ăsta este răspunsul tău la întrebarea: Doamne, am lucrat suficient cu mine, sunt un om din ce în ce mai luminos? Te uiți în jurul tău și dacă în jurul tău vezi oameni luminoși, înseamnă că pe acolo ești și tu. Așa ne dăm seama unde suntem și cum suntem. Da, hai că mai încep să mă mai lase emoțiile. M-am înroșit tare în obraz și am noua lampă, am primit o nouă lampă din aceasta de pentru live-uri. Și până mă obișnuiesc cu ea, până mai durează. Da, spuneam că am pășit cu mult optimism în anul ăsta. Nu știu cât credeți voi în vibrația anului. Sunt cicluri de câte 9 ani și în fiecare an, în funcție de data ta de naștere, anul respectiv are o anumită vibrație. Pentru mine acest an are vibrația 5. Și asta înseamnă că o să mă plimb și că o să fie multă aventură și multe petreceri în viața mea și da, sper să fie așa. Anul trecut a fost un an de muncă, an cu vibrație 4 și da, o să spun că am simțit că am cumva în anul 4 însămânțezi, pui semințele, muncești foarte mult, lucrezi foarte mult la a te, nu știu, a-ți îmbunătăți acțiunile, activitățile tale, cunosc
diversificare, așa cum mi s-a întâmplat și mie anul ăsta, am fost, m-am întins așa în mai multe părți și îmi place ce a ieșit, o să merg înainte pe drumul ăsta. Da, sunt o ființă pozitivă, da, asta cred că este calitatea mea cea mai de preț. Mulțumesc mult de tot pentru că m-ați susținut atâta timp. Sper să fiu aici în continuare și anul acesta și să scriu în continuare așa cum v-am obișnuit, să gătesc, să fac yoga, să cunosc oameni frumoși pe care să vi-i prezint și vouă și vă doresc ce-mi doresc și mie. Să fim în uniune cu noi înșine și să ne bucurăm, să ne jucăm mai mult. Cred că asta e ceea ce trebuie să facem cu toți. Să ne jucăm mai mult. Copilașul din noi este cel care, așa cum am mai spus și în alte live-uri, cel care ne conduce viața din umbră. Dacă copilașul a rămas undeva nemulțumit și trist, în copilărie, el o să bată din picior de fiecare dată și va scoate la suprafață ceea ce îl doare. Așa că cel mai bine ar fi să-l luăm în brațe, așa adulți cum suntem noi acum, pentru că nimeni nu o să iubească copilul din noi mai mult decât îl putem iubi noi. Noi putem fi tatăl și mama copilașului din noi. Adulții care suntem noi azi sunt cei care trebuie să aibă grijă de copilașul interior. Să-l mângâiem, să-i dăm atenție, să-l ascultăm și să-l lăsăm să se joace așa cum vrea el. Atât simt în seara asta. Nu mă așteptam să am emoții așa mari, nu știu ce s-a întâmplat, dar mai sunt și seri de genul ăsta. Vă mulțumesc dacă alegeți să mă susțineți prin donații și vă urez o seară frumoasă, o seară de duminică liniștită. Pa, pa!